Amenajarea unei băi pare cel mai simplu lucru, dar ochiul ne înșală, căci acum există plăci ceramice care imită perfect lemnul, marmura, cărămida sau chiar tapetul. Aflăm imediat de ce patchwork-ul a devenit un clișeu lipsit de originalitate, dacă putem imprima fotografii pe plăcile decorative de sticlă și cum ne putem transforma baia într-o oază cu duș tropical și jacuzzi pentru hidromasaj. Suntem la o nouă ediție a Trusa Case, iar alături de noi avem pe Lilia Cebotari, designer de interioare, care ne va vorbi astăzi despre preferințele clujenilor și despre trendurile în materie de plăci ceramice și accesorii pentru băi. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim! Spuneți-ne, vă rog, suntem în mijlocul unui showroom impresionant, cu extrem de multe decorațiuni, opțiuni în a decora baia. Care sunt trendurile anului și ce preferă clujenii? Vreau să vă spun că clujenii au un gust aparte. Sunt în centrul Europei, să zic. E unul dintre cele mai frumoase orașe pentru mine din România și este un oraș european. Având în vedere că este un oraș european, clujenii au gusturi foarte rafinate. Ei preferă, sunt la curent cu toate tendințele. Dacă ne uităm, avem în dreapta noastră o baie care este simplă, elegantă. Dă impresia de marmură naturală. Este adevărat? Este o marmură adevărată sau este vorba de plăci ceramice? Este vorba de plăci ceramice, pentru că ceramica oferă un comportament în timp lung mult mai sigur, mult mai ca și grad de utilizare sau e mult mai rezistentă. Deci, având în vedere că imită marmura, marmura în timp preia anumite nuanțe, pete. Ca orice piatră naturală, naturalul lucrează. Dar ne bucurăm că este natural. Însă, la costuri mai mici, noi putem ajunge la plăci superbe în formate diferite. Putem lumina băile cu o placă superbă de tip marmură și putem să avem un confort într-un spațiu mic. Așadar, numai avantaje dacă alegem plăcile ceramice, care iar tehnologia evoluează atât de mult încât nu ne mai putem da seama dacă este piatră naturală sau este ceva construit. Se emite lemnul, se emite marmura, se emite tot felul de tipuri de texturi și nuanțe. Așa. Orice, acum imaginația, aș zic, nu are limite și omul a devenit atât de performant în idei și tehnologie, încât imităm tot. Spuneți-ne, avem aici foarte multe modele de plăci ceramice de mari dimensiuni. De ce se poartă, de ce se aleg plăcile ceramice de mari dimensiuni? Mi-aduc aminte acum câțiva ani alegeam altceva. Pentru că, iarăși, tehnologia oferă alte posibilități și pentru că pe porțiuni mari se ved lucrurile mult mai elegant, mult mai classy și mie îmi plac plăcile mari. Așadar, dacă alegem plăci de mari dimensiuni, cumva dăm și impresia de spațiu mai larg. Spațiu mai larg, da, normal, și manoperă mai mică, dar mai calitativă, clar. Și, într-adevăr, și la costuri trebuie să ne gândim până la urmă, deoarece nu plătești meșterii atât de scump ca atunci când îți montează plăci mici. O să aveți o surpriză, montajul plăcilor mici e mai ieftin decât montajul plăcilor mai mari. Trebuie să fii foarte bun meseriaș ca să montezi o placă mai mare. Spuneți-ne ce avem aici, ce tendințe există în anul acesta. Anul acesta se poartă, iarăși cum am subliniat, plăcile naturale, foarte mult patchwork-ul, am trecut pe lângă plăcile de acest gen. Foarte mult se poartă plăcile 3D-urile, acum intrăm în altă gamă. Iarăși, de exemplu, avem în față o placă lucioasă care imită piatra. Asta este chiar o piatră absolut spectaculoasă, da. Ador, se pot folosi în living-uri, în antreuri.
Având în vedere că se folosește foarte mult în România încălzirea în pardoseală, oamenii preferă montajul a plăcilor mari și evitarea parchetului, triplu. Dacă nu dă impresia poate de, nu știu, artificial în momentul în care alege o placă ceramică lucioasă, există rețineri? Foarte ușor păcălești designul pentru că este ceva spectaculos și iarăși subliniez pentru calitatea și în timp este mult mai solidă decât o piatră naturală și atunci preferăm, chiar dacă iubim natura, preferăm să o păstrăm și să imităm unde se poate imita. Cu materialele construite de mâna omului. Vreau să vă mai întreb, uneori avem impresia că dacă alegem o placă ceramică, o gresie lucioasă, pe ea aluneci mai tare decât pe una mată. Este adevărat sau aici partea aceasta de alunecare ține mai mult de textura din care sunt construite plăcile? Să știți că gladul de alunecare e la fel ca și pe un parchet lucios. Deci când eram mică făceam balet pe parchetul din casă și având mulți clienți și abordând problema, adică tema gresiei, deci tot apareau probleme, întrebări. Nu alunic, nu zic, dacă vă place, o să aveți grijă. Clar că frumosul e când are un pic de luciu, dar dacă omul e mai în vârstă, să zic așa, mai... Le recomandați și dumneavoastră, poate altceva. Mai texturat. Dar sunt... avantajul este că sunt pleci care au textură și mată și lucioasă pe același design și atunci clientul poate să ia decizia finală și un designer rămâne fericit pentru că efectul este 99% același și toată lumea e fericită. În spatele nostru avem o faianță tot așa pe nuanțe naturale și care imită foarte, foarte bine piatra. Da, imită piatra, nuanțele, cappuccino, astea se poartă, griurile, patchwork-ul este, pentru români, este, o să intre în istorie, cred că, și eu sunt un pic reticentă, pentru că tot timpul îmi plac provocările, îmi plac ideile noi, și, dar dacă oamenilor le place, eu... Deci cumva vreți să spuneți că este un model foarte cerut, foarte, foarte cerut... Ani buni, zic eu. Și... Va intră deja în sfera clișeului și ați prefera să încerce oamenii și altceva puțin. Văd tinerii designeri pentru că deja au depășit norma de recomandare stilul ăsta și eu pur și simplu știind că în lumea asta sunt mii de idei și când spui artist, artistul pentru mine trebuie să aibă ceva special. Vreau să fiți, dragii mei colegi, fiți originali, fiți altfel. Lăsați ceva al vostru în spațiu în care ați fost, încât omul, clientul dumneavoastră să nu dorească să schimbă spațiul cumva în 2-3 ani, pentru că să nu se plictisească clientul. Faceți ceva original, încât să vă simțiți original. Până la urmă, poate până la urmă o putem considera o risipă să apelezi la un designer de interioare care să-ți recomande același lucru cu încă 5 sau 10 prieteni de-ai tăi sau să regăsești în baia ta proprie, proaspăt făcută, exact același model pe care îl mai întâlnești în 7 case din 10. Sincer, mă doare. Vorbeați mai înainte de hexagoane și de modele 3D. Da. Hexagoanele acum sunt trend, iarăși dacă știm să le utilizăm cu originalitate, putem fi iarăși special, chiar dacă le folosește și altcineva. Deci trebuie să știți cum le jonglați cu acest model. Și atunci puteți iarăși fi original. Nu, deci poți folosi și patchwork-ul și hexagoanele și lemnul și formele 3D, dar dacă știi să le folosești cu originalitate, ai un câștig în plus și continuitate. În momentul în care îți dorești un model 3D pe gresia sau pe faianța din baie, cu siguranță ai nevoie de un designer care să-ți gândească modelul. Spune-ți-ne acum, în ce măsură clienții care calcă pragul showroom-ului vin însoțiți de designer?
de designerul propriu, vin cu propriile lor idei sau apelează la dumneavoastră aici când ajung în showroom și spun... Toate trei. La noi s-a rățut tuturor posibilităților. Pentru designer, clar că e important să cunoască foarte bine psihologia clientului și spațiul lui intim. Avem aici niște plăci ceramice mai speciale pe care le întâlnim de multe ori în cafenele și vreau să vă întreb în ce măsură pentru acasă se aleg plăci ceramice cu modele, modele stele de mare, scoici, cappuccino. Românii iubesc accentele și ceea ce nu-mi place când dispersează în diferite puncte modelele de același desen, să zic. Încercați să fiți mai rafinați, încercați să fiți mai compact. Ce recomandați? Să ne focusăm pe, pe o bucată de perete și să rămână acolo accentul de culoare? Da. Deci asta v-aș sugera. Fiți mai eleganți. Deci și o rochie elegantă, dacă e cusută bine, ea stă perfect pe o doamnă. Așa și în casă, și în bucătărie, și în hall, și în băi. Așadar, în momentul în care avem o placă aici cu model. Perfectă. Da. Deci este un model, dar este foarte bine poziționat, accentul compoziției și este elegant. Deci nu întotdeauna mai mult înseamnă mai elegant? Nu. Deci trebuie să aveți grijă la plăcile care au multă culoare și multă informație, pentru că pe lângă placa aceasta va veni... Accesoriile până la urmă. Va veni... Baie, bucătărie. Deci dacă punem placa, o placă colorată în bucătărie, pe lângă când se aranjează toată bucătărie, când vin toate accesoriile, toate... Tot ce avem nevoie până la urmă să folosim. Deci se încarcă tot. Aveți mari grijă. Spuneți-mi, vă rog, în momentul în care vedem acest model, aceste plăci ceramice, care clar ocupă un perete mult mai mare, nu mai vorbim de accente de data aceasta, ci de un perete întreg. Cum trebuie folosite? Știu, cu dozaje mici, într-adevăr, dar ce mai recomandați ca fundal? Ca fundal vă recomand lucruri finuțe și elegante. Atât. În ce măsură clujenii ne spuneați până acum de culori neutre, de culorile pământului, de griuri, de bejuri? În ce măsură acceptă și culori puternice sau caută? Deci mă bucur că deja părerile s-au împărțit, să zic așa, ne-am trezit la... mergem spre lumină, am scăpat de venghe, deci este dezastru, venghele, oranjul. A fost la modă venghe foarte, foarte mult timp, mulți ani. Este o culoare foarte pretențioasă în întreținere. În primul rând să vede orice urmă, orice culoare închisă. E pretențioasă. E pretențioasă. Și la curățenie. Și, e clar, e foarte bine dacă e folosit în măsuri, în mici cantități sau mici accent. Da, deci negru este o culoare foarte elegantă, dar dacă știm să folosim culoarea aceasta cu măsură, conferă practic spațiului o eleganță aparte. Și trebuie susținute, culorile trebuie susținute. Cam din 3 în 5 puncte, în 7, foarte fin. Deci asta trebuie înțeles, că dacă o culoare e pusă de sine stătător pe un perete, pe podea, ea trebuie susținută. Ce înseamnă susținută? Asta înseamnă. Dacă alegem, hai să zicem, o baie pe albastru, lăsăm deoparte culorile pământului pentru că le-am tot pomenit, dorim un albastru marin. Bun. Ce înseamnă să susținem culoarea aceasta? Ce înseamnă să mai punem un accent prin care să rupem monotonia? Dacă ne gândim că avem o baie și un perete este albastru, noi putem pune un prosop albastru sau o ramă de la oglindă albastră. Poftim. Și atunci totul e echilibrat. Sau mergem în trei culori diferite, albastru, galben și un gri, de exemplu. Iarăși aceleași trei elemente care vă... Deci trebuie să fim foarte atenți la culori. Dar eu vă doresc să aveți o baie luminoasă, spațioasă și să vă simțiți, să puteți respira în casă, în baie, în hol. Iarăși, pentru hol, v-aș recomanda
Ajungem la zona aceasta de parchet, de plăci ceramice, de fapt, care imită parchet. Da, 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 deci au o putere și în toată Europa, în hoteluri, în, deci, și cred că mulți, încă mulți ani va rămâne acest trend și se va folosi, pentru că lemnul, am tăiat toate pădurile și atunci facem acum plăci ceramice și prefer să acceptăm acest stil în favoarea patchworkului. Până la urmă sunt aceste plăci ceramice care imită lemnul, sunt atât de naturale încât realmente ai senzația că dacă pășești, desculți pe ele, dă senzația de căldură, nu de rece. Continuă inovația și adică practic interpretarea naturului. Da. Și asta ne bucură într-un fel. Avem aici în spatele nostru, am avut pentru prima dată impresia că vorbim de o cărămidă zugrăvită într-o vopsea albă, dar e vorba tot de plăci ceramice până la urmă. Da, deci avem tot felul de tipuri de design pe acest segment de ceramică. Chiar nici nu mai știi până nu atingi placa să vezi dacă e vorba de o cărămidă zugrăvită sau... Vizual perfect, multe teme de naturale, să zic așa. Avem și pe culori mai... În cazul ăsta avem o placă pe nuanță de alb și avem, dacă îmi permiteți, și nuanța... Nuanța cărămidei. Da, este mai... urban așa, stil mai urban. Dar uitați-vă ce frumos încadrează într-o baie pentru o familie modernă care vrea să se simte mai... Și își dorește o baie caldă până la urmă. Scandinav. Da, da. Totodată nu s-a folosit în cazul ăsta tot peretele să pară rece, dar elementul spectaculos al plăcerii arată foarte bine. Spuneți-mi în ce măsură este posibil să ne amenajăm o baie spectaculoasă, poate mai complicată decât cu un singur model de grăsie și faianță, în cazul în care nu apelăm la un designer de interioare? Sunt șanse să reușim sau sunt șanse foarte mari să dăm spre chici? Sunt foarte mari șanse dacă, repet, vă documentați, pentru că în ziua de astăzi este informație nelimitată și luați informațiile de la cei mai buni specialiști în lumea asta. Accesați site-uri, pentru mine italienii sunt cei mai buni designeri, că-i mașină, că-i rochie, că-i pantof. Design interior. Design interior. Deci trebuie să știm în viața asta, în general, să luăm de la cei mai buni, cei mai buni. O avem alături de noi pe Noemi Molnar, reprezentanta showroom-ului de plăci ceramice, gresie și faianță. Din câte știu, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Mulțumim! Din câte știu, mai există un showroom în satul mare, pe lângă cel din Cluj, unde filmăm acum. Spuneți-ne, vă rog, cum simțiți preferințele clujenilor comparativ cu locuitorii din satul mare? Există diferențe? Se cumpără același lucru? Din păcate nu, nu se cumpără. Clujenii au alte preferințe, sătmărenii au total altceva. Ce înseamnă concret asta? Referind la dimensiuni, în Cluj sunt preferate dimensiuni mai mari, plăcile mai mari. Satul Mare preferă dimensiuni normale. Plăcile clasice pe care le țin minte cu toți. Plăcile clasice, exact. Mozaicul se vinde și în Satul Mare și în Cluj. Referitor la culori, în Cluj se vând nuanțele mai neutre, Satul Mare e mai colorat un pic. Așadar, clujenii merg pe nuanțele pământului, cremuri, marouri, bejuri. Iar culori ce înseamnă pentru Satul Mare? Se vinde și verde și albastru, diferite nuanțe de verde, diferite nuanțe de albastru. Rozul se caută în ultima vreme. Foarte interesant, da. E foarte interesant că rozul, nici nu știu, cred că în ultimele trei poate bani. E o culoare atipică sau mai degrabă noi ne gândim la ea ca la o culoare feminină sau potrivită pentru, nu știu, o baie a fetițelor, să zic. Da, cam așa. Ceea ce este comun, marmura. Marmura, lemnul și piatra, și Satul Mare și Clujul preferă enorm să combine marmură cu lemn sau piatră cu lemn. Niște combinații cu care nu m-am întâlnit până acum. Deci foarte interesantă și cu orientare mult înspre natural. Exact, exact. Culori neutre,
numai niște plăci de decor care scoate în evidență tot. Spuneți-mi, în ceea ce privește plăcile decorative pe care le avem în spate, știu că au o poveste mai specială. Despre ce e vorba? Această colecție, această placă de decor, de fapt, s-a născut după o poză. Designerul fabricii a făcut o poză cu palma și cu un palma care se află în showroom-ul fabricii. Deci este un copac real, frunze reale? Exact, este un copac real, frunze reale și designerul respectiv a printat poza pe plăci de decor, pe sticlă. Și s-a născut o colecție extraordinară. Iar aceste plăci trebuie să fie și, mă gândesc că trebuie folosite în doze mici, ca accent pe un perete. Nu putem să decorăm toată baia să pară o junglă. Exact despre ce am vorbit. Culori neutre și numai o pată de oarece. Și vreau să ne orientăm acum spre o cabină de duș mai specială. Mărturisesc că eu nu am văzut încă așa ceva. E vorba de o cabină de duș deloc clasică. Nu are nici măcar cădița aceea zidită din piatră sau plăci ceramice jos. Nu mai sunt preferate cădițele pentru că limitează spațiul. Cum preferă oamenii open space-urile, cam așa se întâmplă și cu cabinele de duș. Nu mai vor cabine închise, nu mai vor cu uși, nu mai vor cu cădițe. Dacă avem o cădiță, limitează spațiul, limitează baia și dacă avem uși. Dar aici observ niște uși pentru duș mai speciale, niște uși flexibile. În momentul în care dorești să mărești spațiul, le poți extinde. Dacă dorești să protejezi alte zone de faianță, gresie, de stropi de apă, poți să le închizi. E foarte interesant și termenul de open space pentru dușuri. Da, și termenul de open space pentru dușuri există într-un fel, fără uși, deschis, luminos. Spune-ți-ne dacă nu este un inconvenient în momentul în care nu ai o cădiță, partea de scurgere, trebuie să o gândești foarte bine, să nu existe probleme după aceea cu acele mini-inundații sau apa să stagneze pe podeaua băii, deoarece apare o problemă. Da, sigur. Există o rigolă, rigolă de duș, care se montează sub gresie, da. Și nu mai avem treabă nici cu cădiță, nici cu mucegai și nici cu apă. Deci în momentul în care alegem acest tip de duș deschis fără cădiță, mai degrabă preferăm o rigolă, nu un simplu sifon. O rigolă e mai încăpătoară. Exact. O rigolă de duș, diferite dimensiuni pentru spații mici, spații mari, de soluții sunt. Și așa evităm mucegaiul, decolorarea cădiței. Înțeles. Doar avantaje până la urmă. Ne orientăm spre următoarele tipuri de dușuri foarte speciale. Avem în spatele nostru cele mai vândute plăci ceramice din acest showroom. Este încă o dovadă că stilul clasic nu moare niciodată. Exact, de stilul clasic o fost și va fi. Asta e o colecție evergreen. S-a vândut tot timpul. Deci, indiferent de trenduri, practic, acest model apare repetat în preferințele clienților dumneavoastră. Fie vorba despre casă modernă sau fie vorba de stil mediteran sau stil minimalist, acest model a fost prezent peste tot. Decorurile sunt handmade. Și dă impresia de tapet, de paneluri, de lambriuri. Oricum, e o impresie de o amenajare de lux. Este, da. Nu-și permite toată lumea, din păcate. Deci, în ceea ce privește prețurile, vorbim de niște prețuri mai ridicate, conform cu calitatea, mă gândesc. Exact. Asta e o colecție mai scumpă un pic. Dar eu zic că își merită prețul. Să vorbim pe concret, ce înseamnă scumpă? E vorba de sute de euro sau la ce să ne gândim?
fiindcă decorurile sunt făcute handmade și metru pătrat la faianță ajunge la 200 de lei per metru pătrat, dar să nu vă speriați că avem gresie și faianță de la 50 de lei până la 200. Deci, pentru orice buget. Pentru orice buget, exact. În spatele nostru avem niște plăciuri amice mai speciale, culoarea mării. Spuneți-ne despre ce este vorba. Este vorba despre modelul anului 2017-2018. Dacă e modelul anului, înseamnă că este ceva special. Este ceva special, albastru, turcoaz, combinație de galben, ruginiu cu albastru și verde. Mie personal niciodată nu mi-a plăcut nici albastru, nici galben și nici verde, dar această combinație este una minunată. Este una dintre cele mai bine vândute combinații de gresie și faianță, nu? Exact. Dacă ne referim la partea modernă, da, este cea mai bine vândută. Și a fost în 2017. Ne referim acum la accente, detalii, culori. Vorbim de mozaicuri, de mozaicuri decorative, de brâul care dă o notă de eleganță și de personalitate băii. Avem aici o gamă foarte, foarte largă de mozaicuri. Avem în spatele nostru foarte, foarte multe. Da. Cum se aleg acestea? Cum îi consiliați pe clienți să facă alegerile? Nu toată lumea dorește decor, nu toată lumea preferă decor, decor cu flori sau decor colorate, diferite forme, diferite culori. Nu, lumea preferă o faianță simplă și cu un mozaic deosebit, doar o picătură de... Un accent de culoare, poate de strălucire. Exact, de culoare, de strălucire, să nu fie foarte țipător, dar totuși să aibă ceva special. Avem în spatele nostru ceea ce se numește o familie de gresii. La ce ne referim când spunem o familie? Sunt mai multe. Da. Și familii și gresii. Această colecție este una deosebită pentru că are diferite dimensiuni și forme și oferă o soluție complexă. Plăci mari, mici și mijlocii pentru hol, băi și trepte. Trepte și contratrepte. Treptele sunt rotunjite. Deci meseriașul nu mai este nevoit să taie din placă sau să taie în 45 de grade pentru că plăcile sunt gata pregătite și rotunjite. Deci tehnologia a evoluat atât de mult încât putem cumpăra gresia pentru trepte gata prelucrată cu muchii rotunjite. Exact. Avem aici un panel de duș negru. Mărturisesc că este o culoare atipică pentru zona băilor. Spuneți-ne, se cer asemenea paneluri de duș? Sigur că se cer. Dacă cineva alege faianță și gresie deschisă, atunci sanitarele și chiar și panelul de duș poate să facă diferența. Poate să fie în evidență. O baie albă cu un panel duș negru. Deja e de mare efect? Toată baia, exact. Este adevărat că e mai greu de întreținut, dar merită. Da, așa este. Spuneți-ne, vă rog, dacă se mai poartă accesoriile robineții de duș, de baie, clasici, cei care sunt zidiți în spatele faianței, pentru că observ foarte multe paneluri de duș complicate, complexe, cu diverse duze, cu diverse capete. Mai există. Sigur, și setul încastrat există, cu duș tropical și duș manual. Este mai ușor de întreținut, este mai ușor de curățat, dar mai greu de montat. Un panel de duș este și un fel de design. Până la urmă este un punct de atracție în baie. Nu mai trebuie să investești foarte mult în alte accesorii cu care să decorezi baia. Exact. Este și util și decorativ. Ce doresc clujenii în momentul în care doresc să cumpere un panel de duș? Care sunt
cerințele sau preferințele lor. Doresc să aibă, nu știu, masaj acvatic, doresc să aibă, nu știu, o boxă încastrată în panelul de duș, doresc să aibă lumini colorate. Ce se mai cere? Deocamdată lumini nu. Există panele cu LED-uri, dar deocamdată cu lumini nu s-au cerut. Sunt preferate mai mult dușuri tropicale și dușuri manuale. Deci orice baterie, orice set să fie încastrat, să fie în afara pereții, să aibă și tropical și manual. Observăm foarte multe modele de dușuri, o parte încastrate, o parte neîncastrate, paneluri individuale, dar am auzit un termen mai special, duș tropical. Ce înseamnă duș tropical? Dușul tropical, dușul care se află sus, pe partea de sus, și dușul manual, dușul normal de mână. Exact. De mână, diferite forme, diferite dimensiuni. De ce se numește tropical? Partea de sus se numește, de fapt, tropical. Este un duș care imită o ploaie? Exact, este un duș care imită o ploaie. De fapt, un duș tropical. Am înțeles. Deci, practic, doar te poziționai sub acest duș și dai drumul la apă și ai impresia că ești afară într-o ploaie caldă de vară. Asta este ideea. Exact, exact. Dar cu acest set, aici avem un set. Cu acest set putem să construim duze. O cabină, da? Putem construi o cabină cu hidromasaj. Și dacă nu dorim sau să avem parte de plasticul ăla, putem noi. Sunt duze care se poate monta, instala în perete. Și amenajăm noi o cabină de duș cu hidromasaj cum dorim. Așadar, putem să mergem foarte mult cu imaginația în direcția aceasta și să construim un duș tropical în adevăratul înțeles al cuvântului. O cabină de duș din piatră, palmieri în jur, apa care cade ca o ploaie din tavan, duzele din perete care dau impresia de hidromasaj. Imaginația nu are limite. Nu are limite, nu. Deci totul depinde de imaginația noastră. Iar în spatele nostru avem un jacuzzi extrem de spațios și de încăpător. Spuneți-ne în ce măsură se cumpără așa ceva și se comandă mai ales un jacuzzi de acest gen din showroom-urile dumneavoastră. Noi am crezut că numai cei pretențioși o să achiziționeze jacuzzi, dar există foarte multe modele și diferite prețuri. Dacă cineva dorește jacuzzi în baie, există dimensiuni mai mici. Dar aceasta este o piscină pentru exterior. În momentul în care vrei să o instalezi pe o terasă sau în grădină, cât este de rezistentă la intemperii? Pentru că avem ierni grele totuși în România. Este perfect izolat, rezistă la îngheți dezgheți. Deci nu sunt probleme nici în timpul iernii. Chiar în timpul iernii este mai plăcut decât în timpul verii. Se poate folosi iarnă-vară fără nicio problemă. Exact, fără nicio problemă. Iar jacuzziurile de interior, spuneați că aveți și pentru interior, dacă se dorește instalarea într-o baie, sunt de dimensiuni mai mici. Și altă diferență care ar mai fi? Nicio altă diferență, doar dimensiunea. Observăm că aveți niște accesorii pentru baie și mă refer acum la oglinzi absolut spectaculoase. Spuneți-ne câte ceva despre ele, dacă sunt gândite de un designer anume sau le aduceți dintr-o anumită țară, un anumit producător specializat pe așa ceva. Noi am căutat aproape la fiecare furnizor cu care lucrăm, diferite modele, diferite oglinzi. Până acum erau cele mai cerute oglinzile simple, cu LED sau fără. În ultima vreme se cer oglinzile mari și cu ramă decorativă, fără ramă, dar să fie dimensiuni mari. Nu numai de baie, și pentru hol, și pentru dormitor. Observ încă ceva special, rama este o ramă
complexă, lucrată atent, nu pare o oglindă simplă pentru baie sau hol, iar pe de altă parte, aceste oglinzi se pot așeza pe niște plăci de faianță care imită tapetul. La prima vedere te chiar înșală ochiul, ai impresia că a fost așezată pe un tapet. Așa se pare, dar sunt plăci de decor, sunt plăci de decor care imită tapetul și v-am spus, nu numai pentru băi, și pentru holuri. Cine nu dorește tapet în hol, tapet care se murdărește și trebuie curățat din când în când, cu o placă de faianță sau gresie sau piatră, e mult mai ușor. Sau chiar pentru băi, în momentul în care dorești un decor mai luxos în baie, dar totuși tapetul are o durată de viață mai limitată într-o zonă umedă, o placă de faianță de genul acesta e mult mai trainică. Mult mai trainică și rezistentă, ca și design, și să fie și util și de lungă durată. Noi tot timpul recomandăm gresie și faianță. Am avut alături de noi pe Noemi Molnar, reprezentanta showroom-ului de plăci ceramice, gresie, faianță și accesorii pentru băi.